Cinstiți părinți împreună, slujitori, iubiți credincioși, mă rog lui Dumnezeu ca El să ne dăruiască astăzi nouă tuturor cuvânt. Cuvânt mie pe care să vi-l împărtășesc și cuvânt dumneavoastră în sensul să primiți ceea ce eu îndrăznesc cu smerenia vă pune la suflet, astfel încât nu într-o înțelepciune cea omenească, așa cum a spus Sfântul Apostol Pavel, să se propovăduiască Dumnezeu în lume, ce cu puterea Lui prin oameni slabi, prin oameni cu neputințe, astfel încât El să fie preaslăvit și nu noi oamenii. Am ascultat cuvântul Său din Sfânta Evanghelie, din Sfânta Scriptură. Astăzi două pasaje au fost rânduite. Cel de-al doilea fragment, ceva mai lung, ne-a amintit de momentul judecării și răstignirii Domnului nostru Iisus Hristos, aceasta pentru că astăzi, în ziua de 1 august, avem noi creștinii ortodoxi o sărbătoare închinată Sfintei Cruci, o sărbătoare mai puțin cunoscută, nu este trecută cu roșu, nu este cu ținere, așa cum știm noi, cum zicem noi în calendar, dar este o sărbătoare în care anul acesta, fiind duminică, ne aducem aminte și de Sfânta Învierea Domnului, dar și de răstignirea Domnului nostru Iisus Hristos. Primul fragment din Sfânta Evanghelie pe care l-am auzit este o minune, o vindecare a Domnului, făcută de Domnul nostru Iisus Hristos, beneficiarul acestei vindecări fiind un om paralizat, un om slăbănog, un om infirm. Și din multele gânduri, idei teologice pe care le-am putea desprinde din această minune, primească dragostea dumneavoastră un gând simplu pare, dar despre care eu cred că e nevoie să cugetăm mai mult la el și mai ales în zilele noastre. Și anume, că avem nevoie unii de alții. Că nu putem trăi singur. Acest om ajunsese la un grad de invalidare mult mai mare. Nu putea să stea nici măcar într-un căruț. Nici nu erau atunci scaune sau căruț medical. Nu știm de ce. Unii părinți spun că din cauza păcatelor sale a ajuns să fie bolnav în acest fel, încât să nu se mai poată deplasa paralizie, cine știe, să fi bătut cu cineva, să fi afectat coloana vertebrală și a rămas paralizat. Nu știm cu precizie. Unii părinți spun așa, alți părinți care tâlcuiesc Sfânta Evanghelie, ceva mai puțin nu se pronunță în această privință. Cert este că de la un anumit moment, omul acesta nu se mai putea deplasa. Venise Domnul Hristos în cetatea Capernaum, se auzise de venirea Lui, în casă era multă lume, în fața ușii la fel multă lume și omul acesta vroia să vină și el, că auzise că făcuse minuni și nu putea singur să vină. Și aici au intervenit, așa cum știți, câțiva prieteni. Din alte evanghelie știm că erau patru. Fără acești patru oameni, fără acești prieteni, dorința acestui om nu se putea împlini. Ar fi rămas pe mai departe, paralizat până la sfârșitul vieții și ar fi murit în felul acesta. Trist, bolnav și mai ales singur. El a avut marea șansă, noroc, se zice în zilele noastre, de a mai avea oameni care să se gândească și la el. Nu doar la ei înșiși, să se gândească la familiile lor, ci să se gândească și la un prieten. La un om care acum are nevoie de ajutorul nostru, au zis acei patru. Și au mers, au luat, cum era atunci, targa, pe o pătură, probabil, ce l-au dus la respectiva locație unde era Domnul Hristos, n-au putut să intre prin față, s-au urcat pe acoperiș și pe acolo, printr-o spărtură, l-au lăsat pe acest bolnav, pe prietenul lor, în fața Domnului nostru Iisus Hristos.
Dacă era singur, șansele lui de a ajunge acolo erau minime. Nu putea să închirieze, cum facem noi astăzi, ceva. Nu putea să apeleze la un serviciu social care să-l ajute. Pentru faptul că el a știut să-și păstreze și să cultive o relație de prietenie cu niște oameni și pentru faptul că acești oameni, prieteni ai săi cu siguranță și înainte de a fi el bolnav, au păstrat prietenia cu un om care, de la care nu aveau prea mult ce să ceară. Cu ce te poate ajuta material un om care este imobilizat la pat? Și cu toate acestea, prietenii săi nu s-au depărtat de el, n-au pus o distanță de el, ci l-au cercetat, știau de el, știau de dorința lui și au profitat de venirea Domnului nostru Iisus Hristos și l-au dus ca să-l vindece. Plecând de aici, gândul meu pentru dumneavoastră este să cugetăm mai mult asupra faptului că avem nevoie și când ne pare că suntem și că ne merge bine, cu atât mai mult atunci când suntem în necaz și nu ne merge bine de alții. E greu să trăiești singur. Nu toți oamenii au vocația aceasta a viețuirii solitare. Monahii da, pustnicii da, dar și monahii, iubiți credincioși. Vedeți, părinții bisericii spun că cea mai frumoasă și cea mai binecuvântată de Dumnezeu formă de viețuire monahală este ceea ce noi numim obște, adică o familie, mai mulți, fiecare cu chilia sa, da, dar împreună sunt în biserică, împreună sunt la ascultări, împreună sunt la masă. Părinții din pustie, din pustiul Egiptului, prin secolele 4-5, vețuiau fiecare în locurile lor, la distanță unii de alții, dar sâmbăta și duminica se adunau împreună în biserică pentru liturghie, pentru cuvânt și pentru un prânz comunitar. Nu putem trăi de unii singuri și trebuie să mulțumim lui Dumnezeu și să prețuim lucrul acesta și anume că depindem, într-un fel, da, depindem de alții, și adică avem nevoie de alții și alții au nevoie de noi. Copilul are nevoie de mama și de tata, oricât ar crede el că dacă ajunge la 14-15 ani, de acum poate trăi singur. Nu poate trăi singur, nu se poate descurca singur. Și nu mă gândesc doar la faptul că nu are un salariu consistent și constant din care să trăiască. Tot are nevoie de mama și de tata, un care să-i ofere spațiu de locuit și mâncare, dar nu doar atât. Se amăgește acel tânăr care crede că poate să ia viața în piept de unul singur la o vârstă atât de fragedă. Suntem dependenți într-un fel de sistem educațional, mai bun sau mai puțin bun. Fără el nu putem să agonisim cele de care avem noi nevoie în viața aceasta. Slavă lui Dumnezeu că sunt medici, mai sunt încă medici buni și vrednici și care au dragoste față de pacienți. Ce ne-am face fără ei? Dar ce ne-am face, iubiți credincioși, nu știu, fără un apicultor care să ne dea ceara pentru lumânare? Cei care locuiți la oraș, ce v-ați face fără țăranul de pe câmp care să strângă un cartof, care să aducă o sticlă cu lapte în piață, dacă se mai aduce, dacă nu mâncăm doar cea procesată din cutii? Cer, nu era mai bun laptele pe care îl aducea țăranul de la văcuța lui decât acela din cutie, pasteurizat și repasteurizat de câte ori, Dumnezeu știe? Avem nevoie, toți, unii de alții avem nevoie. De aceea a spus Sfântul Apostol Pavel, a zis în fragmentul de la Apostol că în cinste unii altora, dați-vă întâietate. Fiecare are locul lui în lumea aceasta și noi avem nevoie unii de alții. Nu putem trăi singuri și este o amăgire să crezi că poți să trăiești singur. Când îți e bine, așa cum am zis, când ne este bine, ne-ar părea că da, ne descurcăm. Avem nevoie de acela, nu avem nevoie de acela. Mă uit eu la persoana respectivă. El cu viața lui, eu cu viața mea. Când ajungem la necaz, la ananghi, atunci ne dăm seama că da, avem nevoie de alții. O societate nu poate să funcționeze normal decât împreună gândind și împreună lucrând. O echipă într-o instituție
face mai mult decât un singur om care să ia decizii și care să le implementeze. Peste tot se întâmplă lucrul acesta. Dar mai ales, cum am spus, atunci când suntem la necaz și atunci când suntem la necaz, de-abia vedem cine ne este prieten. Un proverb indian spunea că prietenul se validează sau se verifică atunci când ești în necaz. La fel cum un erou se validează într-o luptă. Și mai spunea acest proverb, așa cum omul cinstit își dovedește cinstea atunci când are de plătit datorii. Așa zice acest proverb indian. Dar nu ne ducem în înțelepciunea indiană, ne ducem în Sfânta Scriptură. Și în proverbe, proverbele lui Solomon sau pildele lui Solomon și în înțelepciunea lui Iisus Sirach, două lucrări pe care vi le recomand din toată inima să le citiți, mai ales dumneavoastră, cei tineri, se vorbește minunat despre prietenie și zice acolo că prietenia este leacul vieții. Ce definiție frumoasă! Leacul vieții, medicament pentru viață când viața ți-e amară. Mai mult contează să ai prezența cuiva lângă tine. Adică să nu fii singuri în durerea ta, în problema ta, decât poate o rezolvare facilă și imediată. Un necaz îl duci mai ușor dacă ai pe cineva alături de tine care te susține, care să te ajute, care poate n-are puterea să-ți rezolve necazul, problema ta. Acești patru oameni n-au putut să-l vindece pe prietenul lor. Dar au făcut ceea ce a ținut de dânși, adică l-au dus în fața celui singur care putea să-l vindece, Domnul nostru Iisus Hristos, și de boala trupească și de boala sufletească. Dar n-a fost singur, a avut pe cineva alături de el. Ce mult contează să ai un om care atunci când îți merge nu bine, când ai un eșec în viață, de orice fel ar fi el, să-ți pună o vorbă de încurajare, să-ți dea un telefon, să-ți dea o mână, să simți că e cineva alături de tine, să te îmbrățișeze. De aceea ar trebui cultivate mai des aceste prietenii, iubiți credincioși, bune și frumoase. Sunt oameni care dacă au plecat de lângă noi, poate îi uităm. Dacă știți că aveți astfel de persoane care au ținut la dumneavoastră, au contat în viața dumneavoastră, duceți-vă aminte mai des de ei, dați-le un telefon, mai întrebați-i de sănătate. Avem nevoie noi de alții, dar poate și alții au nevoie de noi. Și încă un lucru, iubiți credincioși, acum venind mai mult asupra celor din lăuntru ale noastre, asupra vieții noastre sufletești, asupra vieții noastre duhovnicești. Cred că nu de puține ori, mulți dintre noi și eu cel din tâi, mă pun în poziția, în locul omului acestuia bolnav de astăzi, paralizat de astăzi, slăbănoc de astăzi. Păcatul ca boală, că boală este păcatul, ne face slăbănogi, ne paralizează voința, puterea. Nu mai putem să luăm singuri decizii bune. N-avem noi puterea să luptăm cu păcatul, cu ispitele din partea celui rău care vine asupra noastră și vine asupra noastră. Și ne simțim de multe ori amorțiți, letargici. Și atunci când măcar cu mintea, poate și cu inima, recunoaștem că suntem într-o astfel de stare, și știm că ar trebui să alergăm la Domnul, să ne ducem la Domnul, dar departe-i Domnul. Nu putem singuri să mergem. Am vrea poate, dar e fragilă relația noastră cu Dumnezeu încă. Domnul e departe, e în casă, e la biserică, e o tare greu câteodată, poate, în anumit moment al unei vieții ne-am apropiat de biserică. Deși poate am vrut, dar era ceva care se punea între noi și Dumnezeu, între noi și biserică. Și acel ceva în sine este păcatul, adică diavolul care prin păcat ne rupe, ne depărtează de Dumnezeu. Și cât de minunat dacă am avea în acele momente
patru oameni, patru prieteni care să ne ajute, să ne ducă ei, să ne încurajeze ne apropiat de Dumnezeu, să ne ducă ei într-un fel înaintea lui Dumnezeu. Măcar dacă nu patru, măcar unul singur. Un singur om care să ne ajute, să ne apropie de Dumnezeu. Ce mult contează o mamă care să se roage pentru copilul ei atunci când copilul ei nu se roagă, când copilul ei nu merge la biserică, când copiii fac lucruri care nu-s de cinste pentru familia respectivă și mama aceea, bunica aceea, tatăl acela se roagă pentru persoana respectivă, ea, mama, el, tatăl, reprezintă un om care încetul cu încetul să-l ducă pe acel om înaintea lui Dumnezeu ca să primească vindecare sufletească, adică iertare de păcate. Dacă într-o familie avem o rudă mai de aproape sau mai de departe, care intră în viața monahală, știți, iubiți credincioși, ce mare binecuvântare este pentru respectiva familie lucrul acesta? Că viața lui închinată lui Dumnezeu reprezintă ca un soi de ofrandă, nu doar pentru el însuși, ci pentru tot neamul lui. Mulțumiți lui Dumnezeu dacă aveți în familie astfel de persoane care au ales calea unei viețuiri bine plăcute lui Dumnezeu sau mai bine plăcute, că sunt multe chipuri de viețuire, fie în viața monahală, fie ca slujitor la Sfântul Altar, omul acela se roagă mai mult pentru noi. El este un bine plăcut, nădăjduim înaintea lui Dumnezeu și atunci pentru rugăciunile lui, pentru viața lui, pentru așezarea lui, dobândiți și dumneavoastră folos mai mult. Cultivați, încă o dată zic și acum în sfera duhovnicească, în viața duhovnicească, vă rog mult de tot, cultivați prieteniile cele duhovnicești cu oamenii cu care vă întâlniți în biserică. Uitați-vă la tineri ce frumos au organizat ei în structuri în care, gândind ei la fel, să fie și împreună. Ascorul, Atorul, Atosul sunt niște asociații de tineri care doresc altceva decât să se ducă numai și numai la un concert rock îndată se face și aici în Suceava. Sau cine știe unde dimineața să piardă vremea duminică dimineață, doresc și altceva. Și atunci au nevoie să nu fie singuri, să se simtă împreună, ca într-o familie. Și dumneavoastră, la fel, în biserică, vă cunoașteți de acum unii pe alții, cunoașteți vecinul de strană sau vecinul unde stați, prețuiți-l pe omul care stă lângă dumneavoastră, poate rugăciunea lui mai puternică decât a dumneavoastră. Cultivați, adică inițiați și cultivați și păstrați și prietenii duhovnicești. Nu știm când avem nevoie de ele. Tot timpul, da, dar sunt momente în care cu mult mai mult. Și dacă nu vin azi la biserică și nu vin duminica următoare, cel care a stat lângă mine să vadă lucrul acesta și să spună semne de întrebare, părinte, de ce nu mai vine bătrânica cu tare? Oare fi pățit ceva? Sau poate cineva a luat-o pe căi greșite? Dar un prieten al său, știind că e greu a respectivei persoane să se întoarcă, poate face o rugăciune, poate dă un mesaj, poate îl cheamă într-un fel mai departe, mai pe ocoliș, astfel încât să vină pe calea cea dreaptă. Și respectați, prețuiți și cultivați o relație trainică, durabilă, autentică, duhovnicească, cu preotul dumneavoastră, cu duhovnicul dumneavoastră. El este și părinte, dar este și prieten. El mijlocește pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Intrăm acum în postul adormirii Maicii Domnului. Ne spovedim mai mult decât în alte perioade ale anului. Nu ia El păcatele noastre, nu că le ia asupra Lui, dar le ia și le pune înaintea lui Dumnezeu. Le arunc acolo în față
le dă drumul în fața lui Dumnezeu, ca Dumnezeu văzându-le să le șteargă, să le ierte, să le curețe și să ne ridice pe noi, să ne învie pe noi și să putem merge, să ne zică și nouă, scoală-te, lasă-ți paturile, lasă-ți neputințele sufletești, nu doar cele trupești, și du-te sănătos la casa ta, du-te sănătos sufletește, bucuros sufletește în viața ta. Lucrul acesta îl face Părintele, nu putem singuri să ne dăm noi iertare de păcate și Dumnezeu a lăsat prin rânduială sfântă dumnezească această lucrare a tainei pocăinței, că Dumnezeu și în Scriptura, în Evanghelia care s-a citit astăzi, spun că oamenii preamăreau pe Dumnezeu care dă oamenilor o asemenea putere. Oamenii care au văzut minunea, care l-au auzit pe Domnul Hristos spunând, iertate, fiule, ți-un păcatele tale, și după aceea și vindecat, acești oameni martori la minune au preamărit pe Dumnezeu care dă o astfel de putere, nu doar de a ridica din boală, ci o astfel de putere ca să ierte un om păcatele, că îl vedeau în Domnul nostru Iisus Hristos mai întâi un om, după aceea poate unii dintre ei vedeau ca fiind Fiul lui Dumnezeu sau măcar un proroc. Dar duhovnicește citind acest cuvânt al Sfintei Scripturi, părinții au zis că oamenii preamăreau pe Dumnezeu care dă altor oameni putere de a ierta păcatele și această putere se primește prin taina preoției, prin taina duhovniciei și noi de la mila lui Dumnezeu avem această rânduială de a vă ajuta și de a fi ajutat și noi la rândul de părinții noștri duhovnicești în sensul de a mijloci la Dumnezeu iertare pentru păcatele noastre. N-avem nevoie de un astfel de om, de un astfel de prieten, de un astfel de ajutor ca să pună viața noastră, care nu e așa cum trebuie, înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne vindece, să ne ridice, să ne curețe și să ne ierte. Ca tare, iubiți credincioși, a spus Domnul Hristos, nu-i bine omul să fie singur. Țineți la cuvântul acesta. Dacă a spus Domnul Hristos că nu-i bine să fie omul singur, înseamnă că așa este. Avem nevoie noi unii de alții. Alții au nevoie de noi. Cultivați prieteniile. Nu doar prieteniile când ne merge bine, ci prieteniile în general și mai ales atunci când cineva este la ananghie. Pentru că și eu când voi fi la ananghie, cu siguranță voi avea nevoie de sfatul, de cuvântul bun, de încurajarea și de îmbrățișarea unui om care ține să fie prieten chiar și în condițiile acestea. Și cultivați, vă rog, și prieteniile acestea duhovnicești. Vă vor ajuta mult în anumite momente ale vieții, pentru că va fi cineva care, dincolo de o prietenie frumoasă și bună, omenească, va veni cu ceva în plus. Cu o rugăciune pentru noi, cu un sfat bun pentru noi, cu o mână întinsă care să ne-o dea și să ne tragă mai aproape de Dumnezeu. Și Dumnezeu văzând credința, prietenia și dragostea noastră a tuturor să ne zică, iertate vă sunt fiilor păcatele voastre. Amin.